Doamnește, dragilor, facem o înregistrare de aici, de pe plaja Agia Marina, din insula Sfântul Nectarie, insula Egina. Și eu o să vă vorbesc pe scurt în cele ce urmează, pentru cei care doresc să ajungă aici, cu mașina, cam care ar fi pașii și cam cum a fost pentru noi. În primul rând, trebuie să știți că ăsta e un fapt pe care noi l-am aflat când am ajuns în Grecia. În momentele acestea, grecii trec printr-o perioadă foarte grea, după ce acum câteva săptămâni au avut probleme cu incendiile. Acum i-a lovit inundația, undeva în zona centrală, din ce am înțeles. Și o bună parte din Grecia s-a aflat, nu știu dacă se mai află și în momentul ăsta, sub apă. Sute de români au rămas captivi în zonele în care inundațiile provocate de un ciclon, ciclonul Daniel, i-a prins și sunt într-o situație disperată. Mulți dintre ei nu mai au mașinile cu care au venit, nu au bani, nici măcar baterii la telefon, și-au pierdut încărcătoarele și mai departe. Deci ferească Dumnezeu. Noi când am intrat în Grecia, am mers o parte de drum pe traseul pe care ne-l arăta GPS-ul, după care am fost opriți la un moment dat pe autostradă, am fost opriți de poliție și îndrumați să mergem pe o rută ocolitoare care ne-a prelungit drumul inițial cu încă vreo 2-3 ore, dar putea să fie mult mai rău de atât. Ni s-a spus că drumul, dacă am fi mers în continuare pe drumul care era închis, am fi intrat în cel puțin un metru de apă adâncime, vă dați seama. Dar să începem cu plecarea din România. Așadar, eu am venit cu mașina din Iași până în Giurgiu, cred că am făcut vreo 5-6 ore cu opriri, cu alimentări. Apoi, când am ajuns în vamă la Giurgiu, am aflat că am o problemă la sistemul de alimentare, pentru că îmi sufla gaz în momentul în care decuplai știuletele de alimentare de la furtunul de alimentare de la pompa de gaz și le scoteai din adaptorul de la mașina mea, bila aceea care știți că aveți, care aveți sistem GPL pe mașină, știți că este o bilă la adaptor care, după ce scoți știuletele, nu dă voie gazului să iasă afară. Bine, la mine bila nu se mai închide imediat cum ar trebui, ci se închide după vreo câteva secunde, timp în care îmi iese parte din gaz afară din rezervor. Am încercat să rezolvăm problema în Giurgiu, însă eram contratimp și cel mai apropiat service pe care l-am găsit pe net în zona aia era la vreo 50 de km de Giurgiu. Deci ar fi însemnat o amânare a traseului pe care ne-l planificasem la plecare din Iași foarte mare și am zis că vom merge mai departe așa. Apoi, ajungând în vama de la Ruse, acolo avem o altă aventură pe care am să vă spun acum cu mai mult umor, dar la momentul respectiv nu prea a fost amuzant, ba dimpotrivă, efectul a fost exact invers. Respectiv, căutându-mi buletinul și permisul pentru vama la român și la bulgar, mi-am dat seama că n-am decât buletinul și permisul nu-l aveam. Cel puțin nu era în portofel acolo unde mă așteptam să-l găsesc. În momentul ăla, tensiunea în capul meu a plecat de la 0 la 100. Știți, un boiler din ăla care încearcă să țiuie când e presiunea gata, sau un ibric din ăla cum ajunge apa la 100 de grade și începe să fluiere, te anunță că s-a fiert. Cam așa eram eu. Primul meu gând a fost că am uitat permisul cu o seară înainte în acasă, în Iași, și am rugat pe cineva să meargă, să cineva care avea cheile de la noi, să meargă să verifice. Nu era acolo.
Apoi am sunat la poliție în Iași și am întrebat ce-i de făcut. Nu o să vă spun ce mi-a spus poliția, dar mi s-a dat un sfat foarte, foarte bun, pe care, din motive pe care sper că le veți putea înțelege, nu le pot spune public, dar să-i dea Dumnezeu sănătatea acelui polițist, că m-a învățat foarte bine. Am reușit până la urmă, negăsind permisul, am făcut un schimb cu soția mea, care are permis, dar mai puțin experiență la volan, și am reușit să trecem vama și a condus ea mai ușurel pe drumuri, până la un moment dat, când am ajuns în locul în care trebuia să înoptăm, adică la mănăstirea Rila din Bulgaria, care se află într-o zonă frumoasă de munte, retrasă. Vă recomand să mergeți acolo. Noi am rămas doar peste noapte, a doua zi am plecat foarte de dimineață, pe la 4, dar ce să vezi, când am ajuns în seara respectivă la mănăstirea Rila, eu, mai ales fiind foarte tulburat de pierderea carnetului de conducere, ne-am dus în mănăstire să ne închinăm și era și icoana Sfântului Mare Mucenic Mina. Ne-am închinat și la icoană, ne-am închinat peste tot. Foarte frumoasă și liniștitoare mănăstirea. Și după aceea am venit din nou la mașină cu gândul să căutăm prin toate bagajele, pentru că mă gândeam, dacă acasă nu e și nici o mașină nu-l găsesc, niciun bagaj, înseamnă că l-am pierdut. Și vă dați seama că eram supărat. Adică un început de concediu nu prea frumos. Și am luat bagaj și am căutat în câteva bagaje și până la urmă, ce să vezi, într-o pungă de medicamente, fraților, îmi găsesc permisul. De ce? Pentru că cu o seară înainte, în vâltoarea pregătirilor, că noi așa când plecăm în concediu trebuie să luăm și vițel și purcel, noi românii, în loc să-mi pun permisul în portofel, îl pusesem într-o pungă cu medicamente pe care le-am luat la drum ca să le avem în cazul în care e nevoie. Și îmi pusesem permisul acolo, de zăpăceală. Eu zic că asta a fost și o ispită de la cel rău ca să ne întoarcă din drum, pentru că la un moment dat aveam în vamă la Giurgiu, aveam și gândul ăsta să ne întoarcem înapoi în Iași și vă dați seama că tot concediul ar fi fost compromis. Dar ce am uitat să spun, și uite, asta era cel mai important lucru, noi am ales să ne petrecem concediul în insula Egina, dar nu prioritar pentru noi nu a fost ideea de a veni la plajă în Grecia, pentru că până la urma urmei eu sunt destul de patriotic ca să pot să-mi petrec concediul și la Marea Neagră, toate că sunt conștient că din punct de vedere economic și al raportului preț-calitate, Grecia stă mai bine decât România, din păcate, și se confirmă lucrul ăsta de la fața locului, dar nu înseamnă că România e de lepădat. Dar prioritar pentru noi a fost să venim în Egina, și am ales Egina specific din motivul ăsta, pentru că altfel puteam să mergem în alte locuri din Grecia care, din punct de vedere turistic, sunt mai atrăgătoare. Am venit aici pentru Sfântul Nectarie de la Egina. Sfântul Nectarie de la Egina pe mine m-a ajutat foarte mult când am fost în martie pe Sfântul Munte și m-am rugat la el, la Fecioara Maria, bineînțeles, la Maica Domnului, dar și la Sfântul Mucenic Efrem, la care are Efrem cel Nou, la care are multă bucurie soția mea. M-am uitat la Sfântul Nectarie, eu, nefiind un ortodox bătrân, din punct de vedere al experienței mele în ortodoxie, filmul care a apărut anul trecut și la noi în România, Omului Dumnezeu, Man of God, despre viața Sfântului Nectarie de la Echina, m-a impresionat până la lacrimi. Și a fost, cel puțin în ceea ce mă privește, mai, cum să vă spun eu, mai atot cuprinzător pentru înțelegerea mea, cel puțin, a ceea ce înseamnă viață de creștin în adevăratul sens al cuvântului, decât dacă ar fi fost, poate, să citesc vreo carte. Pentru că
și Cartea Sfântă, Biblia și prologele și Filocalia și Patericul Egiptean sau Patericul Românesc sau alte cărțile Sfinților Părinți, când le citim, trebuie să ai și mintea acolo. Și noi în ziua de astăzi nu prea mai avem, din păcate, mintea la o carte bună. În schimb, filmul Man of God este făcut în așa fel, cu mult har de la Dumnezeu a avut această regizoare, Elena Popovici, de a aduce cu adevărat bunătatea Sfântului pe ecran în fața privitorilor și de a-i face să înțeleagă ce înseamnă viața de creștin lăuntric și în exterior transmisă. Și când am văzut ce gândire avea Sfântul, m-a impresionat foarte mult și a devenit unul din sfinții mei preferați. După, na, am mai mulți sfinți la care mă bucur, bineînțeles, în primul rând Sfântul Vasile cel Mare. Și am hotărât să merg pe Sfântul Munte și ca să mă rog la el, deși nu cred că era, dacă mi-aduc bine aminte unde am fost eu la Schitulacul, nu cred că era vreo icoană a Sfântului Nectarie, dar oricum mă rugam. Mă rugam pentru a mă ajuta Sfântul să avem un copil. Și să știți că a funcționat rugăciunea asta, pentru că la două zile după ce am venit de pe Sfântul Munte, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prunc. Și atunci am luat hotărârea, la un moment dat, când vom putea, să ajungem și acasă la Sfântul Nectarie. Deci asta a fost motivația principală. Asta fiind în martie și acum suntem în septembrie, iată că așa Dumnezeu n-a trecut mult timp și am putut să vin acasă la Sfântul. Deci pentru asta am ales eu cel puțin destinația Eghina. Și bineînțeles, a doua bucurie este cea a plajei la Marea Mediterană și a descoperirii Greciei, care este o țară frumoasă, se confirmă asta cel puțin pe insula Eghina, chiar dacă nu e dezvoltat turistic, poate cum sunt alte insule în care merg mai mulți români, dar Grecia este o țară frumoasă și primitoare. Și faptul că este și o țară ortodoxă, încă, slavă Domnului, este un mare plus din punctul meu de vedere. Pentru că așa, genul ăsta de turism la Marea Mediterană poți să-l faci și în alte țări, dar nu știu dacă ai avea aceeași bucurie de a merge să te închini la sfintele moaște al unor mari sfinți greci și nu numai, și apoi de a veni și de a te bucura și de ceea ce a lăsat Dumnezeu aici. Mare, valuri, nisip cald, acest soare primitor, mâncarea bună grecească și așa mai departe. Acum, întorcându-mă la Mănăstirea Rila, reușim cu ajutorul Sfântului Mina să găsim permisul și pot să trec în spatele volanului să conduc. Ajungem în Grecia pe la 6-7, cred, dimineața. Traversăm Grecia, așa cum v-am spus, pe la jumătatea drumului în Grecia suntem opriți de poliție din cauza inundațiilor. Nu am dat seama atunci, am aflat de inundații când am ajuns la destinație pe Eghina. Apoi, într-un final, ajungem în Atena. Nu am văzut mare lucru din Atena, pentru că trebuia să ajungem în portul Pireus, de unde să luăm un feribot care să ne transporte împreună cu mașina, pentru că am vrut să vin cu mașina în Eghina să pot să circul dintr-o parte în alta și bine am făcut. Și vă recomand, dacă veniți pe Eghina, să veniți cu mașina. Am cumpărat bilete la feribot. Există un site pe internet care se numește ferryscanner.com. Se scrie ferryscanner.com. Acolo vă puteți cumpăra bilete, dar e bine să le cumpărați dinainte. Noi n-am știut, am făcut totul cam ad hoc, așa, la fața locului și asta ne-a dat și un pic de bătăi de cap și de stres. Bine este să le luați din România dinainte. Pe acest site puneți destinația și punctul de plecare și ziua și câte persoane și dacă sunteți și cu mașină sau fără și ei vă vor da toate cursele din ziua respectivă, precum și prețurile. Sunt mai multe firme, sunt mai multe prețuri. Nu la toate cursele poți să intri cu mașina, anumite vapoare nu au posibilitate, feriboturi, pardon, nu au posibilitatea de a te încărca și cu mașina.
dar de obicei sunt destule curse unde puteți să traversați cu mașina cu tot. Am prins o cursă chiar destul de rapid în momentul în care am ajuns în portul Pireus. Cred că am așteptat cam o oră până a plecat feribotul, am traversat foarte frumos. Drumul durează cam o oră și 10-20 minute din Pireus până pe insula Egina. Și drumul pe mare este foarte bun. Apropo, am făcut o greșeală, este Marea Egee, nu Marea Mediterană, îmi cer scuze. Și odată ajungi pe insula Egina, singurul lucru care ne mai rămânea de făcut era să ajungem la destinație. Acum, Egina, să știți că e o insulă destul de mare, nu pot să fac o estimație, dacă căutați pe internet ce suprafață are și faceți o comparație, dar eu zic că e destul de mare, luând-o la pas cu mașina. Sunt mai multe orașe, unul dintre ele chiar se numește Egina Town, orașul Egina, dar mai sunt și câteva, mai este orașul Suvala și mai sunt încă unul sau două orașe. Fiecare de vizitat sunt împărțite și economic, de exemplu Egina Town văd că e mai dezvoltat din punct de vedere economic, plaja aici este mai, un pic mai luxoasă, mai de fițe, dar Egina are cam 4, 5, 6 plăji, unele sunt mai sărăcăcioase și din punct de vedere al nisipului, pe unele nu găsiți nisip, găsiți mai mult pietriș. Această plajă pe care ne aflăm acum, plaja Egina Marina, pare să fie din cele pe care le-am văzut eu cea mai bună. Este cea mai lungă, cea mai întinsă, are nisip, apa este curată, puțin adâncă, până la o distanță considerabilă. Găsiți șezlonguri, de exemplu șezlongurile pe care le-am închiriat noi sunt 15 euro. Dacă vreți, există și un tip de șezlong mai simplu, ăla se închiriază parcă cu 12 euro sau ceva de genul ăsta. În ceea ce privește aspectul culinar, bineînțeles, sunt preparatele specifice grecești, fel și fel de mâncăruri din pește și așa mai departe, dar asta le puteți vedea și voi la fața locului. Eu zic că pentru un sejur de, hai să zicem, 5, 6, 7 nopți pe Egina, cred, cu cazare și cu mâncare, cred că cu un 500 de euro v-ați descurca, asta dacă nu sunteți prea pretențioși. Hai să zicem, poate 600 de euro. Noi ne-am luat o cazare modestă, decentă, care are și piscină, dar nu este... Este în orașul Suvala, nu este în orașul Egina, unde probabil prețurile sunt mai mari. Am găsit și hoteluri aici, la fața locului, în care puteai să dai și 80 de euro pe noapte, dar nu ne-a interesat ceva luxos. Nu suntem așa pretențioși. Deci ne-am mulțumit cu o cameră mai sărăcăcioasă, dar în care se poate sta foarte confortabil, care avea bucătărie, baie, piscină, cum am spus, un balcon. Totul era ok pentru bănuții care i-am dat noi, în jur de, nu știu, probabil 200 ceva de euro, 300 maxim, pe 6 nopți. Bineînțeles, dacă veniți pe Egina, eu cred că se impune să mergeți la Sfântul Nectarie. Am mai făcut filmări acolo, sunt două mănăstiri. Una este cea în care a slujit Sfântul, zi de zi, când... cumva a fost alungat aici pe Egina. Dacă i-ați citit povestea, știți că el a fost prigonit în primul rând de cei care erau în jurul lui, de ierarhi, de alți preoți, de monahi și apoi și de o parte din mireni, chiar și aici pe Egina, pentru că ieșiseră multe calomnii despre Sfântul și multe defăimări la adresa lui. Mirenii de aici, de pe Egina, țăranei de pe timpul acela, au crezut că el era un om rău, un fățarnic, un preot înșelător și l-au bajocorit și au încercat să scape chiar de el, dar Sfântul a rămas mereu zmerit, n-a ripostat niciodată cu violență, nici măcar verbală, și mereu s-a pedepsit pe el, chiar când întotdeauna a fost nevinovat și a fost disprețuit pe nedrept. Deci există biserica în care a slujit el zi de zi, puteți să vedeți chilia lui, este foarte frumoasă, să știți, este o doamnă crecoaică care are de-a face în fiecare zi cu mulți români și care vorbește și puțin engleză și o să vă prezinte foarte detaliat cele două camere în care el a stat, camera de somn și camera în care studia și a scris multe din cărțile foarte importante
pentru ortodoxie. Am văzut patul lui, avea un pat foarte sărăcăcios, foarte, foarte sărăcăcios, multe icoane pe perete, multe poze cu el, inclusiv una când era mic în sala de clasă și una când era student. Ultima poză pe care a făcut-o Sfântul înainte să moară de un cancer. Papucii pe care i-a avut și care erau făcuți de el și care erau foarte jerpeliți. Avea niște papuci, gen așa un fel de șlapi din piele, dar pielea era foarte rasă, nu mai rămăsese aproape nimic din ea. Avea o gentuță de piele, la fel, o piele foarte, foarte uzată. Avea un ciocan cu care făcea el fel și fel de lucru, adică își făcea, pe lângă faptul că era un preot slujitor, făcea și muncă fizică în fiecare zi. Dar asta se pot vedea și în film și din ce am înțeles, pentru că i-am întrebat pe cei de la mănăstire, filmul respectă foarte mult realitatea și este făcut în tocmai ceea ce se prezintă în film, este în tocmai conform cu realitatea vieții sale. Apoi este Mănăstirea Mare, pe care o veți vedea și în imagini, pe care Sfântul a pus temelie, dar n-a mai apucat să o mai vadă ridicându-se. Încă mănăstirea nu este terminată, mai sunt multe lucrări, dar este o mănăstire foarte, foarte frumoasă și mănăstirile grecești. Mă rog, cei care ați fost deja în Grecia știți asta, dar cei care n-ați fost o să vedeți că și mănăstirile și bisericile lor sunt diferite de ale noastre. Și cromatica la casă, dar și la biserici, de exemplu, respectă foarte mult culorile de pe steagul lor, alb cu albastru. Chiar și aici, aproape de plajă, este o biserică care, din păcate, era închisă și care este albă cu cupolele de la turle albastre, cu Sfânta Cruce albă și exact genul ăsta de imagine de la cupolele de la biserică grecești le puteți vedea și pe pozele de la iaurturile grecești. Dacă vă aduceți aminte, a fost un scandal la Lidl acum câțiva ani, când cei de la Lidl au șters crucile de pe pozele, de pe ambalajul de la iaurturile grecești și asta ca să nu ofenseze pe cei de religie musulmană și asta a supărat mult pe creștini, cum era și normal. Și pe creștinii greci, dar și pe alți creștini ortodoxi. Apoi mai este și o mănăstire a Sfântului Mina, care se află lângă un templu păgân, lângă un templu grecesc, vorbim de Grecia, deci vorbim și de temple păgâne, vorbim de mitologia greacă, cu care am crescut și eu, am citit legendele Olimpului, am crescut cu poveștile astea. Și lângă templu, la nici un kilometru, se află această frumoasă mănăstire cu opște de maici foarte primitoare și foarte calde. Și acolo este și o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Mina, dar în paraclisul alăturat bisericii se află și o icoană cum n-am mai văzut, o icoană a Fecioarei Maria care alăptează pe pruncul Iisus. O icoană care cred că nu mai este găsită în alte părți. Foarte frumoasă și acea icoană și aveți lucruri frumoase de văzut și la această mănăstire. Ce pot să vă mai spun este faptul că vă dau așa informații de ordin logistic, să zic. Dacă veți alimenta pe autostradă în Grecia, să știți că este mai scump combustibilul ca în România, cel puțin la gaz este mai scump, 1,10 euro, 1,20 euro, ceea ce înseamnă bani românești 5 lei și ceva, în condițiile în care în Iași cel puțin acum mai undeva la 3 lei și un pic. Dar în schimb, prin Atena am alimentat la 0,700, 0,800 eurocenți, deci mai aproape, dar oricum se pare că gazul este mai scump în Grecia decât în România. În schimb, în Bulgaria este mult mai ieftin. În Bulgaria, un ban românesc ar fi undeva la 2 lei și ceva. Și bănuiesc că la fel stă lucruri și pentru benzină, pentru motorină, probabil cam același raport de diferență de preț. Dragilor, cred că cam am spus tot ce era necesar pentru a putea să vă fie un mic ajutor spre pregătirea unui pelerinaj, dar și a unui concediu plăcut cu familia, cu copiii, aici în frumoasa casă a Sfântului Nectarie și iată și a Sfântului Mare Mucenic Mina. Dacă treceți prin Atena, fie când veniți, fie când vă întoarceți,
puteți merge și la Neamacri, care se află la 40 de kilometri de Atena și care este casa Sfântului Mucenic Efrem cel Nou. Cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc mult, sper să vă bucure, să vă odihnească imaginile pe care le veți vedea. Sfântul Nectarie de la Eghina să ne ajute pe toți cu rugăciunile sale, Sfântul Efrem cel Nou să ne ajute cu rugăciunile sale, Sfântul Mare Mucenic Mina să ne ajute să nu ne pierdem credința și rămâne stari. Doamne ajută!